Pe cât punem pariu că prima farfurie e din echipa galbenă? Și zic, de ce? Pe ce pot să pun pariu? Că nu prea o să găsim cheesecake-uri pe aici. Aia clar. După toată proba de acum, mă bucur foarte mult că n-am avut echipa la duel. Cred că e nasol acum să fie în locul Sorin sau în locul Cătălin. Ce ți-am zis? Crema mea nu s-a întărit cum trebuie. Trebuia să stau încă câteva minute în frigider. Dar la gust e senzațional. E greu, e greu să faci cheesecake. Dar măcar să ai inspirația, să-l descompui. Exact, să-l faci la lingură, să-l faci într-un fel. Că magiunul ăsta pe aici n-a ajutat. Dar ce biscuiți sunt ăștia? Nu știu, cine știe. Tot felul de biscuiți. Biscuiți amestecați cu cacao? Cacao? Așa pare. Da, un gust cumva de... Aia urt, așa. Aba, multă lumâie. Asta e Maia Crișor, nu? Aoleu. Dar totuși gustoasă, așa, un crumble de la pe dedesubt. Mi-e plac alea. Măi, trebuie să fie puțin acrișor. Are toate șansele să treacă în familia cheesecake-ului. El avea formă de cheesecake, avea gust de cheesecake, dar era căzut. Nu mă surprinde niciun fel, pentru că exact așa cum așteptam să fie. Ce? Stai la puțin. Asta e plăcintă. Sunt foarte necăjită și nu mă pot gândi decât la cât de dezamăgiți ar fi copiii mei. New York! Ce New York cheesecake? La New York cheesecake, blatul e de biscuiți. Iată, crema de brânză. Nu e mă plăcintă. Ba da, mă, e plăcintă, numai că uite pe spate cum arată. Cum arată? Ia întoarce invers. Da, am văzut. Care e problema? E plăcintă de brânză și cheesecake-ul, tot plăcintă de brânză e. Băi, nu-i plăcintă. Nu-i plăcintă? Jur, chiar de dar ce e, Cătălin? Normal că este cheesecake, machel, trebuie să crească, frumos. Dar acum ce să faci într-o oră? Să-l și amesteci, să încinci și cuptorul, să-l și faci, să-l și scoți, să-l și răcești, să-l și tai. Ăsta este cheesecake-ul de la 3 stele Michelin. Ce ai, mă? Ăsta este, al tău. Are portocala aia, e cu fiță. Dacă zici cine? Cine? Balaș. Nu, e Balaș. Aici este Edna. Mă, să-i dau 5 atunci. Dă-i. Aici trebuie să fim un pic mai indulgenți, pentru că autorul acestui fantastic cheesecake și-a dat toată silința. Nici nu s-a seamănă. Dar are ce vrea, o plăcințică de brânză nereușită. Iau pasta. Un cheesecake care este din tiparul clasic de blat de biscuiți. Un blat din ciocolată fără făină. Bă, e blatul de la cheesecake mai gros, atâta tot. Dar e blat de cheesecake, mă, ăsta. E negresă toată ziua. Exact, seamănă cu ce a făcut Dumitrescu. Cocletul e curcan și la fel negresă, acum mai nou este cheesecake. Dacă e negresă, asta e da. Aici putem ne batem pe negresă și brownies, pentru că nu ne dăm seama ce e. Fii atent ce nu-ți lângă eu la asta. Ăsta e interesant. Ia-mi crema de deasupra, pun-o lângă. Nu mai punem peste, da. Ce caută blatul ăsta aici? Negresă cu brânză. Cheesecake-ul era, de fapt, un decor la negresă sau la blatul de ciocolată. Eu nu jurizez blat. Cu cuvânt îți spun. Adevărul că blatul nu e în farfurie, Cătălin nu-l vede. Stai liniștit că nu vede blatul. Ăsta este un cheesecake foarte, foarte, foarte frumos, dar puțin ciudățel, care blatul ăla foarte mare. Ia. Ai tupeu să guzi în asta care e așa în... Nu, mulțumesc, gustați voi primii, că am mai gustat de la bucă odată și știu ce am pățit. Cheesecake-ul meu nu strălucește. Nu am făcut nimic wow și nici măcar nu vreau să fac acum ceva wow. Deocamdată stau liniștit în banca mea și văd ale mele. Asta ce e? Ciocolată albă sau e... Cașcaval. Da, jur că la cașcaval m-am gândit. Și ce e? Cașcaval. Bă, ciocolată albă, mă, normal. Aici e vorba de cineva foarte inteligent, pentru că și-a dat seama că un cheesecake rece n-are cum să-i stea în formă. Și atunci a pus în remeghin și l-a lăsat acolo. Doamne ferește! De ce, mă, Doamne ferește? Că asta de pe fundul mării... Biscuite! E tare! E unt mult! E unt în el. În blatul de la biscuitele care se bagă se face la... Cu unt. Se face cu unt! Știu, dragule! Și atunci... Bunicică la gust. Mai răsărit, așa, mai... Mai de Doamne ajută! Bine. Blatul e ok. Frozen yogurt.
Frozen yogurt. Dar care nu e frozen yogurt pe aici? Care? Ca toate a treilea. Asta ești de bun, asta e cheesecake. Nici al doilea nu e frozen yogurt. Unde vezi tu frozen yogurt? Ce mă, asta e negresă? Ești tu fraier. E cheesecake negru, mă, e cheesecake cu cacao. Nu e nici negresă, nici cheesecake, nici creme brulee, nici bezea. Nu e. Ia uite-o pe asta, tată. Eu am pus numai tortul meu acolo și ăla e. Ca de fiecare dată, ceva minimalist. Japonezo minimalist. Băi, ăsta să știți, degeaba râdeți voi, dar e... Da, căpșuni. E mai cheesecake. Da, mă, e mai cu căpșuni, așa. Și același blat ca ăla de aici, ca să-mi dau seama. Nu-i la fel? Nu-i ce, cu roșu? Kiki, do you love me? A fost așa ceva, bing, bing, bing. Nu-ți mai băga mâinile. Cu pansăluță sau fără pansăluță? Ce zici, mă, de asta? El a lăsat pe Scărătescu să se anime și să ne povestească cât e de gustos. Eu nu m-am animat atât de tare la farfuria aia. Asta e Mona Cântăreț. Clar, una dintre fete, sper să fie Monica. Că ea povestește că face foarte mult acasă, gătește pentru copii. Chiar parcă o văd făcând chestia asta. Cu Luduța. Ce mai cheesecake de până acum? Un pic cam gros blatul, da. Asta biscuitele de desubt, da. Dar restul, până acum, cel mai... Arată mai bine decât celelalte farfurii de până acum, nici asta nu pot să zic. Hai să vedem pasta, Cătă. Yeah. Uite, iarăși cheesecake. Uite, mă, că stă în picioare. Pe tot parcursul probei am consultat cu Muntin, ne-am ajutat la cremă, iar plating-ul în tot ce a fost ideea mea. Farfuria mea arată foarte bine și gustoasă. Hai să vedem. Crumble la supra? N-am o fier cu asta? A băgat gelatina. Da, a băgat gelatina, că este de aia stă. Altfel nu stă. E ok, asta e mai... mai în regulă. Păi, tata, ceilalți de ce n-au făcut-o? Adică n-au știut să lucreze cu gelatina. Da. Și stă mai bine ca ăla. Ăsta stă și la rece mult. Îmi dai seama ce rupe de-a făcut-o? Da, uite. Te se poate face câte ceva, totuși. Asta e Maria. Ne. Ăsta e Andrei. Nu-i spune lui Grasul, ăsta e Munti. Nu e Munti. Dacă zic că ăsta e Munti. Nu e Munti. Nu-i spune lui Grasul, ăsta e Munti. Nu e Munti. A avut formă de cheesecake, a avut textură, s-a descurcat. E singurul care l-a încercat la calm. Ăsta e somon. Toată somonul aici, mă, peste nebuni. Până acum ați vrut să-l descompună. Uite somonul. Și acum, da. Bă, dacă e somon, jur că fac 2000 de flotări, mor în flotări, deci n-ai cum. Cheesecake New Yorkez e foarte, foarte bun, pufos. Exact, exact ce-mi doream, poate mai mult decât îmi doream. Și cheesecake-ul ăla al doilea, măcar să arăt că am muncit. N-am stat degeaba, cum o spun alții că stau degeaba. Băi, ăsta e cheesecake copt. Băi, nu? Băi, băi, da. Alo. Deci nu e somon? Băi, ești nebun. Dar asta de aici ce somon. E? Are un alcool pe undeva. Seamănă cu un desert libanez. E interesantică, zici că e o cremă de zahăr ars, plină de esențe, îmi place la gust. Mi se pare că are un alcool, că nu are gust de apă de trandafir. Mamă, asta e nașa. Deci asta nu știu ce am mai pus-o. Asta e frișcă tăiată. Dar asta e interesant. Pe aici sunt esențe, pe aici undeva. E plin de esențe. Până aici mi se pare cea mai tare cremă de brânză. Mă rog, poți să zici că e brânză, dar... De obicei, la cheesecake se pune cream cheese, adică o brânză cremoasă ușor sărată. Ăsta, nicio treabă, dar mă rog, ca și celelalte de până înainte. E mai mult gătită, se duce mai mult spre, nu știu cum să zic la asta. Crema de zahăr ars? Ceva de genul, da. Ceva a spus acea farfurie, ceva a făcut în mine să miște. S-a chinuit. Aia o să ne stingă lumina. Care? Asta? Următoare. Asta? Da. În bine sau în rău? Doamne ajută! Că sunt curios, în bine sau în rău? Al treilea cheesecake nu era închegat foarte tare, dar era cât de cât stabil. Simplu, corect, sos lângă, crumble. O mică speranță o am. Pentru că am văzut și alte farfurii în jur care se scurgeau, să zic. E același costa de aici? Nu. Cred eu, sau... Nu, biscuitele poate să fie la păi fel. Biscuitele la el, mă, la fel, la crumble-ul ăsta. Băi, deci până aici nu excelează, dar e un bucătar inteligent că nu l-a lăsat în farfurie direct, știi?
Cred că e acolo, în zona aia, Cruduța, Etna sau Sorin. Dacă o torni pasta peste asta și îi pui și sosul, nu seamănă cu prima? N-are nicio legătură. N-are nicio legătură. Cu prima? Prima e acră ca naiba, asta e dulce și plină de cremă de ciocolată cu alune. Sunt curios dacă dulceața ești. Dulceața e senzație. Ua! Uga, ceaga, uga, uga! Deci dacă luai două lingurițe de din acea dulceață, trebuia neapărat să alergi minim 8 stații de autobuz în spatele autobuzului să scoți caloriile din tine, nu? Am prea mare încredere în farfuria asta. E cheesecake, dar e deconstruit. E totul aruncat așa, da valma pe farfurie, dar în același timp aranjat. Risc foarte mult cu gorgonzola de ea și cu brânza de capră. Pentru că una e maturată, cealaltă e maturată, dar are un gust de mucegai. Uite, ăsta pare cel mai inteligent de până acum. Da, le-am montat. Uite așa. Asta zic, cheesecake de bucătar, frate. Uite că e și stă așa cât de cât. Da, mă, la ceva. Are gelatină în ea sau agar-agar sau texturizator. Și uite câte brânză are. Vedeți că ăsta e cheesecake cu brânză cu mucegai. Ce a trecut în cap să facă cu brânză cu mucegai cheesecake? Și aici mă sperie să nu fie cumva Munti, pentru că el am văzut că a mai ieșit cumva din tipara. E interesantă la gust, nu zic că nu e interesant. Am luat ceva, zic că am luat tămâie în gură. Farfuria asta se pare mult prea avioane. Adică sunt biscuiți de aia sfârmați ăsta. Adică nu e nimic altceva. Exact. Și de-aia e prea... Păi când ăsta din mijloc, este mult mai interesant. Brânza pare aceeași peste tot. Într-adevăr, uite, are mucegai. Asta-ți fie Maria. Păi am găsit eu în asta o bucată ca lumea. Asta-ți fie Maria? Da, mă, asta e Maria. Mai mâncasem undeva în viața mea un cheesecake cu brânză mucegăită extraordinar. Ăsta nu era atât de extraordinar ca ăla. Mie mi s-a părut că am un gust mișto la cheesecake-ul meu, chiar dacă n-am mai făcut, sunt mulțumit de el. Am și riscat-o puțin cu ghimbirul. Stă, mă! Haide, nu mai încoace. Hai, mă, că stă. Hai să vedem. Stinge lumina. Stați-mă că vă țin eu dacă nu vreți să țineți de bol. Niciunul. Ia. Ce bunicică. Ghimbir. Un cheesecake cu ghimbir, cu măre, cu... Dacă ăsta nu e... Da. Dumnezeule mare, cea mai mare nebunie după planetă. E posibil să fie și mult. Ia, mă, tată, să fie cheesecake. Uite, bă, încă unul să care fie cheesecake. Aici e Balaj. Asta e Andrei. Așa. Da. Balaj gătește mult, nu știe să se oprească din plating și se vede. Vreau să văd blatul. Este, mă, blatul. Nu ia, mă, să ce are până? Ciocolată sau biscuiți? Nu e ta. Stracciatella. Hai, mă, că ce cheesecake, bel încolo. Ăsta e clasic, mama. A avut și formă rotundă. Și nu e acru rău. Deloc nu e acru. Ar fi trebuit să aibă puțin mână. Un pic. E cel mai senzațional, dar este cinstit. Balaj. Nu e. Îmi se pare foarte dulce. Maria. E mișto că are fructele de pădure acolo, care te mai ajută. Bă, ce dracu, că are 4 fructe de pădure. Am avut 11 farfurii de care am zâmbit, m-am minunat, m-am oripilat. Am trecut prin toate stările. 11 cheesecake-uri, unul senzațional, 3 banalități și restul pământ de flori toate.